Bună dimineața! Bună. Cum sunteți? Bine! Bine? Da, da. La ce conferință ați mai fost azi? N-ați mai fost. Acum e prima zi? Da. Prima dată? Mă bucur să vă cunosc. Sper să vă deschid cât de bine inimile și mințile înspre a vedea puțin care este adevărul din spatele slăbirii conștiente, a eliberării emoționale și cum putem să ne optimizăm viața prin lucrul acesta. Eu sunt Diana Nedescu. Cu foarte mare, cu mare emoții am acceptat invitația de a veni. Eu sunt din Maghita și locuiesc în Cluj de 16 ani. Deci vin de la Cluj și mă bucur foarte mult să mă aflu azi în fața voastră. De ce sunt aici? Sunt aici pentru că în ultimii 10-12 ani de experiență ca nutriționist, antrenor personal și coach, am dezvoltat un program care se numește Restart Metabolic. Am făcut acest lucru pentru că și eu m-am aflat în situații în care nu vedeam sensul vieții, capătul tunelului, o luminiță, nu știam cum să slăbesc, vin de la 85 de kilograme, o să vă spun și povestea mea. Și am vrut foarte mult să îmi găsesc sensul în această viață, să pot să am o viață împlinitoare, așa cum a fost crescută de bunica mea în ideea și intenția avându-L pe Dumnezeu alături de mine. Dar la un moment dat în viață am simțit așa că L-am pierdut, că nu mai sunt neapărat una cu El. Și din cauza aceasta mi s-au făcut foarte multe dezechilibre în corp. O să vă spun mai târziu despre asta. Ce vreau să vă zic e că azi am venit aici cu intenția de a vă da din sufletul meu tot ceea ce am învățat, ceea ce a funcționat la mine cu aproape 1000 de clienți pe care i-am avut până acum în 10-12 ani și să văd cum vă pot ajuta. La final vă invit cu mare drag să puneți niște întrebări. Nu vă fie rușine să le puneți, pentru că de asta sunt aici, să vedem care sunt cele mai mari provocări pe care le aveți și cum vă pot ajuta pe moment. Bun. Despre restart metabolic. Ce face acest restart metabolic? Ajută oamenii să slăbească între 5-25 de kilograme, în 3 sau 6 luni, în funcție de cât de mari blocaje au, atât de fizice cât și emoționale, fără restricții frustrante, pentru că nu suntem oameni, nu suntem niște roboți, suntem oameni care avem nevoie și să ne bucurăm de mâncarea preferată. Dacă vom exclude complet din viața noastră, nu vom reuși să facem un stil de viață echilibrat pe termen lung. Cu siguranță, mulți dintre noi am fost în acele diete yo-yo, în care o perioadă scurtă de timp ținem o dietă și apoi punem înapoi ori toate kilogramele, ori dublu. De ce se întâmplă asta? Pentru că intrăm în sindromul metabolic, adică organismul este foarte afectat și metabolismul nu mai poate să funcționeze. A fost dat peste cap atât din punct de vedere digestiv, cât și hormonal. Și nu mai vorbim de plan subtil energetic, încerc să mă axez exact pe rațiune. E, bineînțeles că e normal să fii sceptic, fiindcă toate dietele pe care le-ai ținut până acum au fost exact asta, ceea ce ai știut că este o dietă. Dar dietă înseamnă un stil de viață echilibrat. Cum o interpretăm noi, este complet diferit. Și aici va veni mecanismul din spatele restart metabolic pe care vă prezentam în continuare. Acestea sunt niște rezultate cu niște cliente pe care le-am avut. Puteți să intrați la mine pe site, o să am un QR la final, să vedeți pe site, pe social media, mă găsiți Diana Nedescu, peste tot, Facebook, Instagram, TikTok și site-ul meu. În care, de exemplu, Simona, două luni și jumătate a practicat de această transformare și vă pot arăta și puteți vedea poze cu ea, că de un an și ceva de când am terminat colaborarea, ea nu s-a îngrășat deloc înapoi. Asta e ideea, pentru că am ajutat-o să-și restructureze obiceiurile alimentare, să o facă rațional pentru un stil de viață sănătos și echilibrat și am dezvoltat masa musculară pe lângă os. În cea de-a doua conferință pe care o să am astăzi la 15:50, o să demontez anumite mituri pe care noi le facem în viață de zi cu zi, dorim să slăbim sau să ne liberăm emoțional. Unul dintre ele ar fi, dacă faci antrenamente cu greutăți, te vei mări și vei fi foarte mare. Nu cred că mă vedeți foarte mare, fac genuflexiuni cu 100 de kilograme și fac tracțiuni foarte multe și tot felul de greutăți și nu mă măresc. Asta pentru că tehnica pe care o folosesc este tehnica neuromusculară, care crește mușchiul exact pe lângă os, în densitate, ca să te ajute să îți grăbești metabolismul și să nu mai pui acele kilograme înapoi.
Nu am poză cu Alexandra din greșeală, dar este doar o greșeală. O puteți vedea la mine pe site și pe Instagram la secțiunea de repere. Am mai multe repere cu transformări, cu părerile clienților. Este Mariana. Următoarea este Teodora. Teodora, în 3.000 de zile, a slăbit vreo 15 kg și Mariana, 12 kg în 7 săptămâni. În continuare, vă invit, dacă reușim, să urmărim acest testimonial, poate că nu reușim. Da. Nu reușesc să-i dau play. Nu am făcut o probă înainte, dar îl puteți găsi, după cum am spus, la mine pe site, ce spune Mariana despre rezultatul metabolic. O să vă fac un rezumat. Ea spune în felul următor. Faptul că a lucrat împreună cu mine, m-a văzut în fiecare zi că îi dau idei de cum să își facă mesele, ce să mănânce dacă are poftă, cum să-și facă antrenamentele chiar dacă nu are chef, cum să gândească, să-și restructureze mâncatul compulsiv și pe fond emoțional și cum poate să doarmă mai bine, să-și îmbunătățească calitatea vieții. Asta a ajutat-o pe termen lung, nu neapărat faptul că i-am dat un plan de nutriție. Asta pot să vi-l dau acum cu mare drag în tot sufletul meu, mai ales dacă veniți la mine la stand, dar secretul este suportul unul la unul pe termen lung, pentru că noi ca să ne schimbăm obiceiurile și gândurile, avem nevoie de cineva care a mai trecut prin asta, a făcut lucrurile acestea și poate să ne fie ajutor de nădejde în fiecare zi. Pentru că avem nevoie de câteva luni de zile ca să reschimbăm cum gândim despre alimentație, cum gândim despre emoțiile care ne duc la mâncatul compulsiv. Cu siguranță ne trezim seara, când am mâncat toată ziua, suntem foarte obosiți și dăm iama în frigider, nu mai contează cât, ce, cum, doar să ne simțim liberi emoțional. Dar acea libertate, de fapt, ne pune și mai mult într-o închisoare a propriului nostru corp, pentru că sinele nostru suprem nu vrea acel junk food, acea mâncare în exces, el vrea să se simtă liber. Cum facem lucrul acesta? O să vă spun în continuare. Ea este sora Marianei, care a slăbit doar pentru că a fost în casă cu ea. Deci asta mi s-a părut absolut fantastic, pentru că un om își schimbă viața, are capacitatea să influențeze ce fac ceilalți din jurul lor. Ideea nu e doar să slăbim pentru că nu arătăm bine. Ideea de a slăbi e de a da jos toate kilogramele în surplus și tot bagajul emoțional pe care l-am cărat cu noi toată viața. Noua medicină germanică, în care sunt licențiată, spune felul următor. Ca un conflict biologic să se creeze, el trebuie să fie trăit în solitudine, să fie iminent și să simți că nu ai scăpare. Și atunci se creează toate dezechilibrele hormonale, digestive sau boli, precum și boala cu C, sau grăsimea în exces. Grăsimea în exces este pur și simplu modul corpului nostru de a ne spune că ceva nu funcționează. Atât. Atunci când noi ne schimbăm gândurile, le restructurăm, totul se poate schimba. Aceasta este alt transformă cu fetele pe care le-am avut, iar aceasta este transformarea mea. Fiind de la 85 de kg și am ajuns campion național la Bikini Fitness în ultimii 7 ani și multiplă campioană tot la Bikini Fitness la 1,67 m. Ce înseamnă asta? Am reușit să îmi schimb total mindset-ul, cum am gândit, să las toate traumele din copilărie care m-au afectat. Legea spune că oricât de bun părinte ai fi, oricum o să strici copii. Important este să-i strici cât de puțin poți. Așa că atunci când realizăm că părinții noștri au făcut atât cât au știut ei, nu au putut mai mult, nu au avut de unde mai mult, trebuie să iertăm pe ei și să ne iertăm pe noi înșine, că nu am învățat lucrurile acelea la timp. Când le învățăm mai repede, cu atât va fi mai bine pentru toată viața noastră pe termen lung. Aici este o transformare de la cum am arătat fiind foarte slabă și cum am arătat fiind cu 6 kg în plus în partea dreaptă. Pentru că am lucrat foarte mult pe legătura neuromusculară, am lucrat la alimentație echilibrată și mâncare destul de multă. În prezent, pentru că metabolismul mi-e foarte activ, eu mănânc undeva la 3000 de calorii pe zi pentru menținere. Adică așa mă mențin eu. Da, pot să mănânc de toate acum,
dar nu am făcut-o în trecut, pentru că a trebuit să ajung să slăbesc aceste kilograme și să nu mai mănânc pe fond emoțional, să pot să restructurez aceste obiceiuri. De ce am făcut restartul metabolic? Am suferit foarte mult. În urmă cu 12 ani am fost diagnosticată cu o boală foarte rară digestivă, se numește pensa automezenterică, chineză nu înseamnă nimic, înseamnă faptul că duodenul este obstrucționat de aortă și de o arteră și îmi trimite mâncarea înapoi. Ani de zile vărsam tot ceea ce mâncam și credeam că am bulimie sau anorexie. Am fost la toți medicii, psihologi și așa mai departe și ei m-au împins să-mi caut, de fapt, care e problema din spate. Și problema din spate a fost această boală congenitală care s-a format în curtecul mamei mele, tot din anumite emoții pe care ea le-a trăit la momentul acela. Viața noastră începe din pântecul mamei, nu începe după ce ne naștem. De aceea este foarte important, dacă dorim să rămânem însărcinate sau vrem să înțelegem ce s-a întâmplat în viața intrauterină, să putem să accesăm aceste lucruri prin nimic huhu, ci pur și simplu prin reconectarea cu sinele nostru, care ține doar de neuroștiință, nu e nimic ezoteric. Așa, nu au reușit medicii să mă ajute, mi-au propus o operație pe care era la stadiu de experiment și nu am dorit să fac parte din ea, astfel încât am putat tot felul de alte tehnici. Am încercat multe lucruri din terapia alternativă care nu au funcționat și a funcționat pentru mine și toți clienții mei restartul metabolic, care se bazează pe echilibru în alimentație, pe nutriție integrativă, pe sport cu conexiune neuromusculară, și am studiat diverse tehnici de eliberare emoțională prin respirație, meditație și manifestare. Ce înseamnă manifestare? Înseamnă că noi să ne manifestăm viața pe care o dorim. Foarte ușor de spus, mai greu de făcut. Nu are cum să se întâmple dacă noi, la început, nu eliberăm bagajul. Ce îi, de fapt, acest bagaj emoțional? El vine din cele 5 mari răni pe care noi le avem. Respingere, abandon, umilire, nedreptate, și se creează măști, se creează masca dependentului, masca masochistului, masca... sunt mai multe lucruri pe care noi le facem subconștient în relațiile cu cei din jurul nostru și cu noi înșine, pentru că nu am vindecat aceste răni. Până la vârsta de 3 ani, noi suntem pur instinct, nu ne ducem aminte aproape nimic. Dar în acele momente, noi suntem ca un burete și acumulăm toată informația pe care părinții noștri ne-o pun așa cum știu ei mai bine. Noi trăim sau venim dintr-o societate post-ceaușistă, vă dați seama cam ce a fost acolo și cu ce s-au confruntat, mi se face prea de bine, cu ce s-au confruntat părinții noștri. Trebuie doar să acceptăm și să eliberăm. Aici vin tehnicile de eliberare. Există multe tehnici de respirație prin care simți efectiv cum dai afară. Bineînțeles că îți pui și intenția la început. Vreau să fac lucrul acesta. Desigur că pentru a reuși să eliberăm trebuie să vrem. Nu e de ajuns, eu nu cred în chestia asta. Până la urmă, efectul placebo ce este? Înseamnă să crezi în ceva că te ajută. Că e bun, că nu e bun. Că e paracetamol, a fost mediatizat foarte mult și clar că te ajută, că e un ulei de la doTERRA, care e doar compus chimic și poate să te ajute. Depinde ce crezi. Eu personal cred în puterea mea de a schimba realitatea, de a face acțiuni. Cred în acțiuni pe care le fac zi de zi, constant, nu doar de zi sau două. Dacă vreți puțin să intrați, nu mai trebuie să fac o puțin pauză. Mulțumesc! Trebuie să ne rezolvăm aceste blocaje pe care le avem ca să reușim să slăbim, să avem tonus muscular, să avem tonus mental, să reușim să avem o viață așa cum dorim să ne manifestăm. Însă, cum am spus, pentru a manifesta, avem nevoie întâi să rezolvăm aceste lucruri. Și totul pornește de la acțiuni zilnice pe care trebuie să... Cel mai mare secret este să le faci deodată. Acesta este cel mai mare secret. Și nu există scurtături. Oricât am încercat să găsim scurtături, nu vor fi niciodată. Totul e în interiorul nostru și noi avem puterea să schimbăm. Strategia pe care eu o folosesc este curățare, activare, restructurare și eliberare. Curățarea sistemului digestiv și echilibrarea hormonală, activarea neuromusculară și a obiceiurilor bune pe care dorim să le aducem în viață, restructurarea cogniților care stau la baza mâncatului compulsiv și a emoțiilor noastre disfuncționale și, în final, cea mai frumoasă parte, eliberarea.
Eliberarea de tot ce am acumulat până acum, care ne-a dus în punctul A. Pentru a ajunge în punctul C, avem nevoie de o mașină ca să trecem prin punctul B. Iar toată această strategie este punctul B. Mecanismul e simplu. Avem nevoie de detox. Detoxul nu înseamnă că trebuie să folosești anumite firme, anumite suplimente. Trebuie să mănânci mâncare care îți ajută sistemul limfatic, ficatul și sistemul digestiv să se curețe. Da, va fi mai puțină decât de obicei, pentru a reuși să eliminăm toxinele și tot ce rămâne pe pereții intestinali în urma mâncatului haotic sau cu multă mâncare procesată sau prea grasă. Avem nevoie de exerciții fizice, fie făcute în sală, fie făcute acasă, în care noi să fim concentrați secundă de secundă la ce face corpul nostru în acel exercițiu, să nu punem presiune pe articulații, ci totul să lucreze muscular. Toată zona aceasta core, de unde ne vine energia vitală, este foarte importantă pentru că ea trebuie să fie activată în timpul tuturor mișcărilor pe care le facem. Da, se poate lucra și pe grupe musculare, spate, picioare, abdomen, etc. Însă trebuie să avem foarte mare atenție la tot acest transvers abdominal pe care noi o punem de obicei grăsime, mai ales după naștere. Modelul ABC este un model din terapia rațională emotiv-comportamentală care se bazează pe faptul că din punctul A, pentru a ajunge în punctul C, din orice eveniment care se întâmplă în viața noastră, din faptul că aș scăpa acesta pe jos și m-aș gândi, oh my God, sunt în fața oamenilor, ce s-a întâmplat, l-am scăpat, ce o să zic oamenii ăștia despre mine, până la faptul că îl ridic și ce emoție simt, cum continui lucrul acesta. Poate să fie această interpretare pe care am zis-o, sau pot doar să scap, l-am ridicat, pentru că este o chestie naturală pe care o facem și să continui. Această interpretare merge la orice în viața noastră. De la mâncare, la lucru cu noi înșine, la relațiile cu cei din jurul vostru. Dacă v-ați trezit în situații în care nu puteați să gestionați o situație cu partenerul sau cu copilul, este exact din această cauză. Ați interpretat tot ceea ce v-a spus. El a interpretat tot ceea ce a spus. Și astfel ajungem două proiecții ale doi oameni care se ceartă între ei și nu sunt doi oameni care comunică. Pentru a fi doi oameni care comunică, avem nevoie să restructurăm și să discutăm. Adică raționalizarea unui gând, fără disputarea lui, adică acționarea lui în consecință, a face acțiuni zilnice, este zero. Și mi-asum această afirmație. Așa și avem tehnicile de meditație și de respirație. Mie îmi place foarte mult meditația lui Osho, care este o meditație activă. Asta în meditație nu înseamnă doar asta în acea postură, și a face lucruri pe care noi în societatea occidentală nu le înțelegem. Trebuie să gândim cum putem noi, acum, pentru a putea să... Ce vrem să facem, de fapt, în meditație? Trebuie să ne calmăm mintea și să ajungem să ne conectăm cu sufletul nostru, să fim tot timpul aici și acum. Nu spun prezent, pentru că timpul este o chestie care poate există, poate nu. Spun aici și acum. De a fi tot timpul aici. Pentru asta avem nevoie să ne conectăm cu sinul nostru. Asta facem în meditație. O meditație poate să fie activă, poate să fie în momentul acesta, dacă eu sunt aici conectată cu voi și vă văd pe fiecare în parte, nu trec de la fiecare, vă văd, mă uit la voi în mod real, e o stare meditativă în care eu sunt acum aici conectată cu voi pentru a vă oferi ceea ce pot eu din sufletul meu. Asta putem să facem oricând. Suntem suma celor 5 oameni cu care ne petrecem cel mai mult timp. Să nu uitați lucrul acesta. Sper că să vă petreceți cât mai mult timp cu voi și vă și să vă faceți din acest trup o experiență cât mai plăcută în viață. Rolul meu aici este să fiu, pentru cine dorește să o facă programul online cu mine sau doar aici, din tot ceea ce v-am spus, să vă dau valoare, rolul meu aici este doar să fiu ghid în această călătorie de transformare a minții, a corpului, și a relației cu voi și vă. Eu, din fericire, am realizat destul de repede în viață că singurul om care nu mă va părăsi niciodată sunt eu. Și eu am suferit foarte mult, era rana abandonului, încă o mai am, iubitul meu aici de față poate să confirme, aia nu înseamnă că tot timpul acționez conform ei. O realizez că încă există, că au lăsat o cicatrice. Părinții mei s-au despărțit când eram aveam 5 ani și am crescut fără tată, am crescut cu mama. Bunicii au încercat să suplinească lipsa tatălui prin mâncare, bineînțeles, și
De aici am dezvoltat o relație destul de love and hate cu mâncarea, adică dragoste și ură, în care îmi și place foarte mult să mănânc și îmi plăcea. Și mâncam în exces, pentru că mâncam pe fond emoționat, pentru a suplini acel gol. Dar acel gol am realizat la o vârstă destul de tânără că doar eu pot să mi-l umplu. Și am dezvoltat eu pe mine însă și am creat o relație bună cu mine și cu cei din jurul nostru. Cu cei din jurul meu, cu familia mea. Acum, rănile astea normal că se mai activează, dar important e să le vedem în momentul acela și să nu lăsăm să iasă pe gură afară orice mizerie care ne trece prin cap. Între A și B, între A și C, între urechea stângă și urechea dreaptă, este un B care se numește creierul. Trebuie să fim conștienți de ce se întâmplă în creierul nostru, numai să lăsăm afară să iasă tot timpul. Iar atunci când o emoție vine, cum o eliberăm? Lăsați-o și trăiți-o în toată frumusețea și splendoarea ei. Nu faceți nimic. Lăsați-o și acceptați-o, vedeți-o ce vă spune. No, după ce v-ați calmat, după aia puteți să luați niște decizii să spuneți ceva sau să acționați. Dar nu uitați niciodată că trebuie să acționați o întrebare pe care vă puteți spune. Mă ajută? Ce urmează să fac? Mă ajută? Pe mine și pe cel din fața mea îl ajută dacă îi spun următorul lucru? Nu contează că am dreptate. Într-o interacțiune nu contează cine are dreptate, contează ce iese din ea. Eu sunt Diana Nedescu, pe Facebook, Instagram, TikTok. Primul cod QR este de comunitatea Facebook Restart Metabolic, în care am un mini curs gratuit, puteți să-l scanați cu telefonul, dacă doriți, în care am un mini curs gratuit despre curățarea sistemului digestiv, despre restructurarea prin modelul ABC, deci tot ceea ce am vorbit acum, eliberare emoțională, și în care am foarte mulți oameni care sunt interesați exact de același lucru, de a conștientiza cine sunt ei, cum pot să își schimbe percepția realității pentru a-și face o viață mai bună și mai împlinitoare. Și în cele ce urmează voi avea multe alte surprize pe grup, așa că vă invit să intrați pe el. Iar jos am un formular de înscriere la Restart Metabolic, în tot un program mare, care durează 3 sau 6 luni, care se poate face și de la mine de pe site, pentru a vedea dacă și cum aș putea să vă ajut. Eu mi-aș dori foarte mult acum să mă întrebați ce provocări aveți, să-mi spuneți, să mă întrebați lucruri pe care le aveți acum în minte și în suflet, care credeți că v-ar fi de folos dacă v-aș răspunde la ele. Ce înseamnă meditație activă și... Există mai multe tipuri de meditații. Cea mai simplă, o să-ți răspund complex la această întrebare, este meditația inimii, în care stai pe scaun și doar asculți respirația. Când facem o meditație la început, nu putem doar să ne gândim, nu mă gândesc la nimic, trebuie să pui focusul pe ceva anume. Și atunci îți pui focusul pe respirație. Și respirația este practic cea care nouă ne dă viață și o considerăm complet, o luăm, cum să spun, for granted. O luăm ca și cum e un da fix care o să fie tot timpul, dar fără ea noi nu am putea să trăim. Acesta este primul stadiu. Al doilea este stadiul de meditație ghidată, în care eu, de exemplu, am meditație ghidată pe mâncatul compulsiv sau fac pentru fiecare pe o anumită metodă de eliberare, de a elibera, în care tu asculți pe cineva. În momentul în care asculți și adormi, întreabă-te de ce adormi, ce vrea subconștientul tău să-ți spună, ce nu vrea să intre mai în profunzime. Asta unu. Și doi, dacă vrei să faci o meditație ghidată ca să te relaxezi doar, nu sta întinsă. Scaun, ok, și poți să stai în picioare, cu ochii deschiși, într-un punct fix. Și aceea este tot o stare meditativă. Ești concentrată la un singur punct fix. Asta poate să fie. După care, meditațiile active sunt mai multe tehnici care te obligă să faci lucruri corporale cu intenția de a elibera bagajul, pentru că premisa de la care pornește este că noi nu putem să intrăm într-o stare meditativă dacă nu avem corpul activ fizic la început pentru a putea elibera. Este metoda de shaking, de scuturat, în care efectiv scuturi. Știu că poate să pară ciudat, dar mă rog, și poți să lași mai tare să iasă emoții din tine. E metoda de dynamic meditation, meditația dinamică, în care cu mâinile sus și pe toată talpa trebuie să sari, astfel încât
prima chakra, rădăcinii, să scoată tot ce are. Dacă e să vorbim despre punctele energetice din corp, ele sunt 7, le repet, le știm. Prima chakra, rădăcina, că ține de frici, de tot ce ține de împământare, de legătura cu acest pământ. Și cumva prin această chakra se vor deschide emoțiile pentru a ieși, deci prin această meditație dinamică a lui Osho. După care avem Kundalini Meditation, care este un dans în care ne imaginăm că respirăm prin fiecare chakra de mai multe ori și apoi eliberăm. Acum, ce înseamnă Kundalini Meditation? În timp, după ce faci lucrul acesta de mai multe ori și emoțiile care le vin, trebuie să le scrii pe foaie, că dacă nu le scrii pe foaie, nu au nicio valoare, că tu le uiți și nu mai acționezi conform lor. Adică îți vezi emoțiile, le restructurezi prin modelul ABC, că și mintea trebuie să fie convinsă de faptul că poate să se schimbe, că altfel ne autosabotează și apoi facem acțiunile care urmează zi de zi. Dar efectiv, pentru momentul extatic din timpul meditației, ca să, în Kundalini, ca să ajungi să se trezească șarpele, trebuie să faci mult timp acest lucru și să-ți cureți mai bine punctele energetice. Cam, dacă ți-am răspuns la întrebare? Nu, să încerc, sunt picioare, n-am început până acum decât pe scaun și cu care și tot timpul de deci, tehnica de meditație nu trebuie să fie neapărat foarte statică. Sau respirație. Când respirăm activ și puternic, fie că stăm întinși sau în picioare, nu adormi. Ești foarte conectat de respirație. Mai avem alte întrebări? Deci, care nu vrei să ne vină gândul ăla? Ba da, dacă ne vine orice gând care ne vine, trebuie să-l acceptăm și să-l lăsăm să fie. Dar ne gândim în felul următor. Ok, ce vrea acest gând să-mi spună? Am o frică. Ce îmi spune, de fapt, frica respectivă? Este parte din mine. Dacă o alung, ea o să vină ca un bumerang mult mai tare înapoi sau o pun sub preș și va veni într-un moment, mâine sau peste un an, mult mai puternică. Și atunci o trăim, vedem ce ne spune, nu reacționăm pe moment, e foarte mult, nu reacționăm. Să gândim B-ul, da? Deci dintre A și C există o gândire, o interpretare. Trebuie să vedem ce ne spune această frică. Și apoi, mie ce îmi place să fac este să un exercițiu de vizualizare. După ce trăiesc această frică, îți mulțumesc că ești aici cu mine. Intenția este să văd de ce ești aici. Să zicem că am înțeles cât de cât. Bun. O pun într-un balonaș, ca vizualizare, și o trimite spre univers. Asta fac eu. Și zic, poți să pleci, m-ai învățat, îți mulțumesc că ești aici, dar nu mai am nevoie de tine. Și ce fac? Trebuie să disput. Asta e raționalizarea. Dar trebuie să disput. Și atunci zic așa, uite, eu am nevoie de alt gând acum. Ăsta a fost pattern-ul vechi, modul vechi de mindset, de gândire. Vreau unul nou. Frica aceasta nu este a mea. Frica aceasta poate a fost pusă de cineva în mine, nu este a mea. Ce vreau eu să simt în locul acestei frici, că e, nu știu, frică de moarte. Este o puternică acceptare de sine și de viață. Și universul fie că credem în Dumnezeu, în noi înșine, în univers, fiecare în ce crede, nu contează în ceva tot crede, să atragem acest lucru. Vreau să experimentez acum iubirea de sine. Experimentez acum, mă las cu totul în viață. Cum fac asta? Avem nevoie să înțelegem că atunci când dorim ceva, Universul o să zică, sigur că da, îți dau. Universul ne dă tot ceea ce vrem noi. Vrei dorință? Îți dau și mai multă dorință. Vrei să te eliberezi? Îți dau și mai mult dorința de a te elibera. Ca să primim, da, ultimul pas, manifestare. Ca să primim lucrurile acestea, noi trebuie să le simțim de dinainte că ele să se fi întâmplat. Îmi făceam exercițiile acum în urmă cu 10 ani, mi-am amintesc acum, și efectiv la asta mă gândeam. La viziune, la forma aceasta. Din dreapta. Doar atât vizualizam minute. Atât vizualizam. Dar nu am așteptat pe pat ca aia să se manifeste. Am făcut acțiuni pentru a o împlini. Dar m-a ajutat să mă gândesc că vreau să o manifest pentru că altfel te lași. Mintea e ca un balaur care trebuie îmblânzit. Dar devine cel mai bun prieten al nostru. Și la un moment dat devine cel mai bun prieten al nostru. Fără ea, noi n-am putea să fim aici. Doar că ne-am lăsat învolburați în această
mare de necunoscut, de emoții haotice, pe care nu le-am gestionat la timp pentru că nu am avut o educație emoțională, financiară, în școală. Lucrurile care, de care chiar avem nevoie acum. Dacă spui nu vreau să mă îngraș, creierul să zică vreau să mă îngraș? Exact, da, exact despre asta. Deci are la bază exact ceea ce am spus, dorința. Tu când nu vrei ceva, o să faci orice lucru pe care nu-l dorești. De-aia trebuie să simțim de dinainte emoția. Vrem să avem mai mulți bani? Păi te pui frumos. Eram pe un drum cu iubitul meu la telefon și mă duceam la mecanic cu mașina, doar trebuia să-i fac schimbul de ulei, totul e ok în mașină. Nu, mașina ok, dar nu este un Mercedes de 200.000 de euro, da? Și era un drum de țară foarte petruit pe care mergeam și nu mai puteam pentru că era deja de 2 km, era undeva lângă aeroport în Cluj. Și eram cu iubitul meu la telefon, zic, nu mai pot. Și zice, vizualizează că ești în cea mai șmecheră mașină, cu cele mai tari suspensii, asculti cea mai mișto muzică și mergi. Și asta m-a ajutat atât de mult încât, deci efectiv mă vizualizam făcând doar asta, și m-a ajutat atât de mult încât am calmat și am eliberat și emoția faptului că nu mai pot. Pentru că eu dacă zic nu mai pot, în momentul acela, asta o să primez, mai mult nu mai pot. Dacă un pic schimb mindset-ul și m-am gândit, ok, conduc cel mai tare Mercedes, Jeep, pe care eu îl vizualizez de mult timp, voi ce frumoasă e mașina, nu simt nicio groapă, tot e perfect. La un moment dat, efectiv, am ajuns acolo și eram, ce s-a întâmplat, absolut deliberat, am venit înapoi, n-am mai avut în momentul ăla nicio problemă. Pentru că noi trebuie să ne simțim așa cum dorim să ne simțim. E un exercițiu greu de imaginație, mai ales că este mult balast pus peste puritatea intenției. Dar se poate. Și toată viața avem de lucrat. Nu e că acum facem ceva, azi, mergeți de la conferința asta acasă și gata, îmi schimb viața. Super, eu îmi doresc din tot sufletul meu asta, dar trebuie să vă scrieți pe foaie. Că altfel uitați. O să uitați. Cu asta o să încep să închei, că îmi vine să povestesc mai mult. Am vizualizat de 10 ani o casă. Era foarte, foarte mult o casă. Și numai nu se întâmpla. Cu programul, eu am firma mea, doar că nu produc sute de mii de euro pe lună încât să pot să permit salariul ca să pot să-mi iau o casă și mai bun. Și ce am făcut? Am totul vizualizat-o. Am avut de la copil, am un copil de 4 ani și jumătate, mulțumesc de Rafael, după Arhanghelul Rafael, pentru că mi-a fost îngerul vindecător. Pentru mine foarte multe lucruri m-a învățat. În timp a trecut prin furtună, m-a distrus și acum am compus super din nou într-un an de zile. A fost magic. Și mi-am luat de la jucările lui ceva, o casă roz. Și mi-am lăsat-o la oglindă în baie și în fiecare dimineață mă uităm la această casă și spun, stau în această casă, merit această casă, simt această casă, este a mea și am grădina aia și am grădina aia. Și un exercițiu pe care îl făceam în fiecare dimineață este acesta plus, uitat în oglindă, că de-aia era lângă oglindă, în care eu în fiecare dimineață mă uit la mine și îmi spun, te iubesc. La început e greu. Și asta îndemn pe toți clienții mei să facă. Deci prima chestie, te uiți la tine, te iubesc. O să-ți vină să râzi, n-o să crezi, trebuie să o faci până plângi, până dai afară tot și după aia crezi. Și în timp crezi. Și în timp doar te uiți la tine, îți zâmbești, te iubesc și ai ieșit din casă și tot frumos. Și merit ceea ce am, merit slăbirea, merit casa pe care o doresc, merit relația pe care o doresc. Le merit pentru că și acțiunile mele sunt în concordanță cu dorințele mele. Așa le merit. Eu vă merit pe voi aici, care mă ascultați acum, pentru că și acțiunile mele au fost să încerc să vă dau cât de mult am putut din sufletul meu și să fiu cât mai autentic am putut. De asta le merit. Și că sunteți aici și voi meritați toate aceste informații, pentru că sunteți deschiși să fiți aici. Și eu vă mulțumesc pentru asta.